Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Azi un exemplu ca la carte despre cum este parazitat fluxul banilor publici în administrația publică. A intrat recent în vigoare, în sensul că a intrat în vigoare săptămâna trecută. Nenorocirea. Vineri. Da, nenorocirea. Pachetul legislativ care impune creșteri de taxe și impozite și prin care se reduc anumite cheltuieli bugetare. Una dintre cheltuielile care nu mai sunt permise după intrarea în vigoare a legii este cea de achiziție de consultanță pe bani publici. Instituțiile publice au și ele nevoie să fie consultate din când în când, să primească sfaturi și pentru asta au bani de dat. Ei bine, în ultima săptămână, de dinaintea intrării în vigoare a acestei interdicții, s-a produs o avalanșă de astfel de achiziții. Europa Liberă a descoperit că pe diverse instituții publice, primării, agenții, companii de stat, etc., le-a trecut brusc o nevoie urgentă să cumpere servicii de consultanță din partea unor firme private, contracte în valoare de 18 milioane de euro, adică de 6 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Săptămână pe săptămână, creștere cu 600%, până la 18 milioane de euro. De asemenea, achizițiile în general, nu doar cele de consultanță, s-au înmulțit subit în exact aceeași perioadă. Anul trecut, în săptămâna respectivă, săptămâna 23-30 octombrie 2022, deci au fost 10.000 de contracte la nivel național și de două ori mai multe săptămâna trecută, înainte să intre în vigoare interdicția. Și sumele arvunite sunt pe măsură, de la 73 de milioane de euro în săptămâna de anul trecut la 177 de milioane de euro săptămâna trecută. Și evident, ăsta este un tun tras cu toată forța. Ultima mare șparleală, înainte să se trântească ușa, deși nu bag mâna în foc, că unii nu vor descoperi cumva foarte curând cum să se strecoare prin gaura cheii spre și la borcanul cu miere. Și în tot acest iureș, iese în evidență cazul unui consilier superior de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, un domn pe care îl cheamă Bogdan Dragoș Marinescu, de care n-am mai auzit până acum, care s-a lăcomit peste măsură și a încheiat doar el contracte de consultanță pentru primării în numai o săptămână în valoare de 3 sferturi de milion de euro. De altfel, ziua de 27 octombrie, adică exact cea în care s-a publicat ONG-ul de reducere a cheltuielilor bugetare, a fost pentru acest domn, consilier ministerial, și una foarte profitabilă. A fost ce a făcut safteaua în ziua aia de vineri, tare de tot, el a obținut contracte de aproape 500.000 de euro pe firma lui de consultanță, care altfel nu are niciun angajat, super eficiență, dar în ultimii 3 ani a adunat contracte pe bani publici care însumează 1 milion de euro. Da, dar cred că o să plătească impozite mai mari acum că n-are niciun angajat. Da. La ce îi trebuie să angajați? Da, corect. El dă consultanță. El da. E creierul. Bun. De ce să împarți? Corect. Cum au cumpărat primăriile contracte de consultanță de la domnul consilier de la minister? Simplu. Acesta le-a trimis, spune dânsul, pe mail oferte, iar primăriile n-au putut rezista ocaziei. Ai primit, nu vrei să cumperi de la mine niște contract de consultanță de niște zeci de mii de euro? Bă, ce bine că mi-ai oferit posibilitatea. Chiar nu mă gândeam. Dar acum, chiar n-am ce face cu banii ăștia. Ce bine, uite, iau contract de consultanță de la tine. Deci, angajat la Ministerul Fondurilor Europene, face pe firma lui de consultanță, pe bani publici, pentru instituții publice care vor să obțină fonduri europene. Mi se pare că putea conflict de interese de mută nasul. Dar mă rog, poate sunt eu mai sensibil la astfel de mirosuri și poate că cine știe tot o fi foarte corect, pentru că, iată, intervievat de Europa Liberă, domnul Bogdan Dragoș Marinescu a declarat că nu vede nicio problemă, că nu scrie în fișa postului că n-are voie. Citez. Conform legii, incompatibilitatea este atunci când desfășoară activități de consultanță conform fișei postului, a spus dânsul. Dacă nu scrie în fișa postului că n-are voie. Se pare că are dreptate. În plus, mi se pare că sunt două persoane total diferite. Da. Una e persoană fizică, cealaltă e juridică. Corect. Una are CNPA, cealaltă are CUI. CUI, da. Și chiar cred că la sumele astea, adică sigur are și CIF.
La... Are CIF 100%? CNP, cui CIF, statul român se asigură să identifice corect persoanele juridice. Sunt total diferite. Numai fluxurile astea de bani publici, nu. Pe de altă parte, cred că ar trebui și felicitat, nu? Că dânsul are două joburi. El pentru ce să-l feliciți? Nu, să-l feliciți. N-au scris separat? Muncește, măi, a. El e și firma, înțelegi? Deci da, să-l feliciți creierul. Pe persoană fizică și pe persoană juridică, deoarece muncește la dublu. Adică am putea să luăm exemplu. Dânsul dimineața e la minister, la fonduri europene și... După amiaza gândește. După masa, asta explică ce se întâmplă la minister. E la consultanță tot cu fonduri europene. Nu? Da. Îi place, cred că are o pasiune pentru euro. Îi place că euro, european, e... Eu, dar simte nevoia să mai facă ceva. Exact. Nu ca știi cum e. Alții care... Partea a doua e hobby. Se bine de mine. Stau loaze da. Și nu încheie și ei un contract două de 500 de mii de euro într-o vineri. Exact în ziua în care intră în vigoare interdicția. Vezi? Așa se face. Aia e cum e bafta omului. Da. A fost foarte norocos în viață. De 3 ani e norocos. 1 milion de euro în 3 ani ca angajat la minister. Tare. Milion. După ce Europa Liberă a publicat ancheta, domnul Marinescu și-a dat totuși demisia. Păi nu, la bani ăștia și mi-aș da demisia. Am rezolvat situația. Și plus că e lumea rea. Da. Aia. Comentează când el muncește atâta. Invidie. Băi, eu cred că într-o altă țară, astfel de fapt, ar fi penale. Așa cred. Nu știu, în România. Ar fi, nu, cum se în altă țară. Inside information, da, în altă țară. Poate o să fie și la noi, nu? Sunt poate. Optimist? Cine știe? Nerealist? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.